Weekendul acesta a fost pentru mine o experiență extraordinară despre cumpătare, despre măsură în toate și m-am bucurat de Ziua Națională a României într-o atmosferă foarte călduroasă. Și la propriu și la figurat, pentru că iată, vedeți, suntem în decembrie și razele soarelui ne binecuvântează cu prezența lor. Dar m-am bucurat și de prezența acestei mașini, care aduce în casele proprietarilor o urmă de speranță. Există și oameni normali, există și oameni care nu-și doresc excese, iar ei sunt clienții potriviți pentru acest Suzuki Across. Sau pentru o Toyota RAV4. Pentru că n-am avut ocazia să conduc un RAV4, dar am avut ocazia să mă întâlnesc cu cineva care are unul exact în aceeași culoare cu acesta. Eram în zilele trecute prin Târgu Neamț, mă plimbam cu mașina și la un moment dat, într-o spălătorie, mi-a atras atenția un Toyota RAV4 de aceeași culoare. M-am dus repede la proprietar și l-am rugat să mă lase să filmez câteva diferențe și o să vi le prezint chiar acum, pentru că Suzuki Across este, de fapt, la bază o Toyota RAV4. Ce are în plus și ce are minunat, vă spun imediat după ce vedeți comparația. Exact ca caroserii, poate cu mici... Da. Și mai ales se observă bine din lateral. Care sunt chestiile care s-ar ție în evidență deja? Farurile. Da, sunt diferite la... Care ți apar mai faine? Greu de decis. Foarte faine și astea, sunt mai sport un pic. Astea? Da, de la Suzuki? Da, îmi par un pic mai spre Mitsubishi Lancer, ceva de genul. Da. Și aici? Grila e super asemănătoare, îmi place grila că e mai mare un pic. Da, e pare, dar e cumva așezată dedesubt. Da, cred că dă și plăcuța o iluzie. Așa. Oglinzile poate sunt un pic mai mari la tine. Așa par? Nu cred. Cred că oglinzile sunt la fel. Ia să vedem. Poate ne zice cineva în comentarii. A? Cam la fel. Așa par. Hai să vedem și din lateral cumva, dar nu cred că reușim. A? Dar dacă o tragă în spatele, nu. Sau în fața. Jantele sunt într-adevăr diferite. Adică acolo avem ceva, un model asemănător, mai degrabă cu ceva de la Mercedes, dacă nu mă înșel. Da. La mine astea sunt aftermarket, jantele de iarnă, cele de vară sunt așa. De cu care avem. În lateral la fel, aici singura chestie e că aici tu ai plastic mat. Ok. La Toyota e plasticul mat, acolo e plasticul lucios, ceea ce este absolut îngrozitor dacă vrei să ieși cu mașina puțin în afară. Adică dacă dai de noroi, se murdărește imediat și se și zgârie. Mm-hmm. Ce mai avem în partea din spate? Diferit? Aproape nimic. Da. Deci am văzut-o din spate, mai da? Și mi s-a părut că e tot un RAV. Deci avem aici Suzuki Across, aici aveți. Mai e o diferență fundamentală, faptul că ăsta este un hibrid, iar ăsta este un plug-in hybrid. Corect. Arată... și tu mai ai ceva deosebit. Ai această trapă senzațională. Deci are panoramic, e prima tot pe care a făcut panoramic. Poți să deschid puțin? Da, să văd din... Wow, altceva. Noi n-avem panoramic, dar interiorul este asemănător, este același, da? În rest, mașinile arată foarte, foarte bine. Toyota, văd că mai are aici niște ornamente cromate pe mânere, care la Suzuki lipsesc. Da? Văd că omul și-a pus și niște protectoare pentru antivânt sau cum se numesc. Văd că arată foarte bine cu ele. Mașina arată foarte bine așa, cu trapă, mi se pare mai sportiv și mai interesantă. Cam astea ar fi mașinile în paralel. Și o să vă arăt imediat și proprietarul dacă vrea să apară. Dar nu cred că va avea o problemă. Ca să-l cunoașteți, iată-l. Hai să-l arăt și proprietarul. Da.
Dacă ați văzut diferențele, cu siguranță acum vorbim despre două categorii de fani. Fanii Suzuki Acros și fanii Toyota RAV4. În România însă e destul de complicat să găsești un RAV4 nou-nouț cu plug-in hybrid, cu tehnologia plug-in. De obicei, în țara noastră, cei mai mulți proprietari de RAV4 conduc un hibrid cu motor de 2500 de centimetri cubi benzină și două motoare electrice sau un motor electric. Nu mă pricep foarte bine la specificații tehnice și las pe cei mai pricepuți să facă asta. Dar eu cred că această mașină este combinația perfectă pentru cineva care locuiește într-un oraș aglomerat și are nevoie de autonomie electrică, are nevoie implicit și de un consum mic pentru a se putea deplasa la serviciu sau cu cel mic la școală sau la grădiniță. Cred că este mașina perfectă pentru ieșit să faci cumpărăturile în oraș. Dacă beneficiezi de o priză acasă, dacă ai o locuință la curte. Dacă nu, e ok, poți să alimentezi mașina și în oraș. Dar asta ar aduce un plus de cheltuială și cumva n-ar fi extraordinar. Cred totuși că e o mașină, de toate mașinile plug-in hybrid și toate mașinile electrice, din punctul meu de vedere, sunt destinate celor care locuiesc în oraș. Dacă stai undeva într-un loc minunat ca acesta, e suficient să ai un hibrid. Ține cu natura, consumă puțin și e destul de prietenos cu buzunarul tău. Haideți să vă vorbesc câte ceva despre această mașină, ce mi-a plăcut mie foarte mult la ea. Spre deosebire de Toyota RAV4, îmi plac mai mult aceste faruri ascuțite. Îmi place mai mult grila de aici, pentru că aici are o spre deosebire de RAV4, are o linie, da, neagră. Îmi place chestiunea asta, arată o continuitate așa, nu e spartă deodată mai grila. Grila pare mai mare pe Suzuki Acros decât cea de la RAV4 și pare și un pic mai agresivă din punctul meu de vedere. Îmi plac aceste ornamente negru lucios de aici, îmi plac și acestea. Nu le consider însă practice. Să zicem că aș fi de acord cu ele aici, în această zonă. Să zicem că aș fi de acord cu ele aici. Da? Dar nu prea îmi plac atunci când le găsesc în astfel de zone, de exemplu pe apărători. Pentru că aici, din punctul meu de vedere, este un loc în care pământul, iată-l, ajunge și el conține niște fire de nisip mai granulate, cu o granulație mai mare și pot ajunge să zgârie aceste ornamente la viteze mari sau poate chiar și atunci când intrăm puțin în șanț. Nu cred că lucrurile astea ar trebui să se găsească pe o mașină cu serioase calități off-road. Pentru că mai devreme m-am jucat puțin cu ea. Haideți să vă arăt ce am făcut. Hai să vedem dacă mașinuța asta este capabilă să urce acest mic delușor. Sau cum să-i zic, colină, ce e asta? Ia. Escaladat un pic deal, un mic obstacol full electric. Mașina asta nici măcar n-a pornit motorul termic ca să simți cumva că face vreun efort. Foarte mult. Deci mașina asta este perfectă pentru cineva care își dorește un consum mic, își dorește câteva calități off-road ca să poată să se joace atunci când ajunge într-un astfel de loc. Nu e o mașină cu care să faci off-road, deși la interior există un buton pe care scrie trail și care cuplează cumva toate cele patru roți și le face să tragă în același timp, dar nu cred neapărat că e o mașină cu care trebuie să te aventurezi off-road, pentru că mașina îți și dă niște semnale. Are un crit mai pronunțat atunci când vrei să te înfigi într-o pantă mai abruptă sau într-un unghi nepotrivit. Deci clar nu este o mașină care să înfrunți orice obstacol.
Eu o consider mai degrabă un partener de nădejde. Atunci când vrei să te simți în siguranță, are o poziție foarte confortabilă la drum, mi se pare că e o mașină care se conduce ușor, se parchează ușor și din când în când te scoate și din situații neprevăzute, cum ar fi puțin noroi, puțină zăpadă acumulată, o mlaștină, cine știe ce alte locuri, în ce alte locuri mai ajungi în expedițiile tale. Dar e o mașină care te lasă să te joci din când în când. Cam atât aș spune eu despre mașina asta. N-aș vrea să intru în specificații tehnice, pentru că am spus, este deja un lucru despre care se vorbește peste tot. Doamne, cât ai putere, ce cuplu, ce cilindru, ce nu știu ce. Nu cred că asta interesează. Pe oameni interesează foarte mult cum se simte această mașină și da, este foarte economică. Am reușit să obțin consumuri de 2,9, de 2,5, de 3,4% într-un mers, nu neapărat prietenos cu pedala de accelerație, da? Pentru că mașina asta te și tentează cumva să o calci, pentru că are un sprint serios, da? Prinde 0 la 100 în 6 secunde. Nu e de aici de acolo toată chestiunea asta. Deci clar, e o mașină care te va îmbia puțin să accelerezi în situațiile în care vrei să execuți o depășire, sigur, într-o zonă foarte safe din toate punctele de vedere, dar te va încuraja să o calci puțin. Chiar așa, haideți să vă arăt testul nostru 0 la 100. Facem testul 0 la 100 undeva în afara localității, pe un drum cât se poate de liber și de drept și începem testul pornind de la 0, chiar acum! Secunde 7-7 s-a dus mai sus, s-a dus la 110, dar cred că au fost fix 6 secunde. Adică exact ce spun toți cei care au făcut review-ul acestei mașini, mașina asta e foarte, foarte rapidă. Mi se pare incredibil de rapidă. Pe modul sport, da, cu piciorul, cu talpa jos la podea, 6 secunde, 100. Mi se pare genial. Sfatul meu pentru cei care dețin o astfel de mașină sau urmează să-și cumpere o astfel de mașină, că pentru cei care dețin nu am ce sfaturi să mai dau, dar pentru cei care își doresc o astfel de mașină, este să se uite foarte atent la ce își doresc peste 5 ani. Pentru că asta este o mașină pe care ți-o iei drept partener. Nu e o mașină pe care să o schimbi odată la 2 ani. Dacă vrei să te bucuri cu adevărat de ea, trebuie să o cumperi nouă și am văzut niște oferte foarte interesante de preț. Cei de la Autonet au scos chiar și un avantaj client de 15.000 de euro aproape zilele acestea. Merită să aruncați un ochi acolo și să vedeți despre ce este vorba. Mașina asta la vreo 40 și un pic de mii de euro, de la 50 și un pic de mii de euro, e o afacere foarte interesantă. Deci, clar, trebuie să ți-o cumperi nouă ca să poți beneficia de 10 ani garanție, pentru că asta aduce Suzuki pe partea de plug-in hybrid și mi se pare extraordinar, da? 10 ani, n-ai nicio grijă. Dar ca să poți să te bucuri de mașina asta și să ieși pe plus, da? Sau poate neapărat pe plus, dar să-ți scoți banii, trebuie să ții minimum 6 ani. Deci, din punctul ăsta de vedere, e perfect. Trebuie să fii foarte atent și cum o conduci. Nu este o mașină cu care să faci depășiri riscante. Nu este o mașină cu care să te aventurezi foarte tare off-road și nu este o mașină cu care să impresionezi lumea. Nu pentru asta ți-o cumperi. Ți-o cumperi pentru că ții la buzunarul tău, ții la siguranța familiei tale, pentru că mașina asta este plină de sisteme de siguranță, care mai de care mai interesante, și ți-o cumperi pentru că ții la tine. Da? Vrei să te respecti. Nu vrei neapărat să pompezi 40.000 de euro într-un SUV la mâna a doua, un SUV german la mâna a doua, ci vrei să pompezi 40.000 de euro munciți de tine într-o mașină care să-ți aducă satisfacții. Și credeți-mă că se poate întâmpla asta și fără să-ți scrie pe capotă cine știe ce brand extraordinar de luxos. Da? Poți să fii mulțumit și fericit cu lucrurile astea. De ce spun asta? Mașinuța asta accelerează foarte bine, da, am zis că are reprize de accelerație bune, am zis că se ține foarte bine pe drum și am zis de sistemele de siguranță din interior. Atunci când ieși cu mașina din curte, ea detectează cu ajutorul senzorilor mașinile care circulă stânga-dreapta și îți pune frână, nu te lasă să ieși pe partea carosabilă și să te expui pericolului. De asemenea, atunci când te apropii de o curbă, mașina sesizează lucrul acesta, nu știu cum face, și pune frână anticipat. Simte foarte bine mașinile din trafic, poți să-i reglezi sensibilitatea dacă vrei să frâneze, dacă vrei ca sistemul de siguranță, de frânare de urgență să intre mai repede în funcțiune, dacă nu ești atât de sigur pe tine, și recomand să fie la nivelul de sensibilitate maximă ca să evităm cumva situațiile periculoase. Deci,
se ține bine, păstrează banda foarte, foarte, foarte eficient, dar nu recomand să faceți exerciții din alea cum am mai văzut nebunii pe internet că iau mâinile de pe volan. Nu, astea, mașinile astea nu sunt făcute să fie conduse singure, să se conducă singure. Poate părea că spre acolo tindem la un moment dat, dar nu, mașinile astea au toate aceste sisteme ca să te ajute pe tine să ții banda mai drept, să te încadrezi mai bine pe banda ta și să nu faci Dumnezeului vreun accident. Și dacă tot am zis că mașina asta este un partener, m-am mutat la interior ca să vă arăt despre ce este vorba. Un prieten adevărat niciodată nu te va minți și nu va veni cu lucruri extraordinar de strălucitoare ca să-ți iau ochii și să nu mai vezi lucrurile care contează cu adevărat pentru tine. Deci mașina asta nu te impresionează cu nimic la interior, ca să fiu foarte scurt. Nu o să găsești aici prea mult plastic din acela Piano Black. N-o să găsești elemente strălucitoare, cristal, schimbătoare și alte nebunii care să-ți iau ochii. Nici măcar vreo piele impresionantă pe schimbătorul de viteză, care, apropo, putea fi un pic mai de calitate. Dar găsești niște butoane de încredere care au un răspuns tactil foarte interesant. De exemplu, acesta este butonul de schimbare a modurilor de condus. Dacă dai în stânga, mașina trece în modul Eco și ți-și arată acolo în bord. Dacă dai în dreapta, mașina trece în modul sport, butonul se înroșește, iar pe bord acolo, pe display-ul digital, îți apare că ești în modul sport. Iar dacă apeși pur și simplu pe el, treci în modul normal de condus, care e recomandat, mai ales dacă ești în afara localității. Are aici câteva butoane care la un moment dat pot să te facă să fii destul de confuz. Acesta este butonul Auto Electric Vehicle și Auto Hybrid. Da? Cam asta este. Apeși pe el, treci în modul EV, adică modul electric, apeși pe el încă o dată, treci în modul auto, adică îți va alterna motorul electric cu motorul hibrid atunci când simte ea nevoia, cu motorul termic atunci când simte ea nevoia. De aici însă, din acest buton pe care scrie hibrid și charge hold, da, CHG hold, în momentul în care apeși și ți-a apăsat pe el, mașina intră în charging mode. După cum puteți auzi, sper că puteți auzi, în momentul de față deja se simte că funcționează motorul termic la capacitate maximă pentru a încărca bateria. Și dacă folosiți acest mod, veți uita de consumurile mici, pentru că în momentul în care vrei să încarci bateria și ai ieșit în afară localității, ești pe autostradă și vrei să încarci bateria, vrei să mergi doar pe motorul termic, asta îți va aduce niște consumuri destul de mari și îți va strica acea medie frumoasă. Ceea ce mi s-a întâmplat mie când am venit de la București spre Târgu Neamț. De ce spun asta? O să vă și arăt. În momentul în care am plecat din București, am plecat cu un consum de 3%. Însă, folosind modul Charging Battery, pentru că nu știam despre ce este vorba, am ajuns la o medie de 7,6. Acum însă, de vreo 100 de kilometri, atât în interiorul localității, cât și în afara localității, kilometri făcuți cu multe opriri, porniri și așa mai departe, dar și cu mers de pe anumite porțiuni cu 100-110 km pe oră, iată că am scos un 3%. Deci cam asta o să vedeți în bord dacă vă încărcați bateria în permanență la stația de încărcare, da? Țineți bateria electrică de 18 kWh la capacitate maximă de fiecare dată când aveți această ocazie și dacă aveți un stil de condus prietenos cu mediul și cu buzunarul dumneavoastră. Deci talpa mai ușoară te ajută să scoți astfel de consumuri. Și eu cred că de asta ne cumpărăm Suzuki Across Plug-in Hybrid, ca să vedem astfel de cifre în bord și să ne simțim mai împăcați că am făcut o investiție și nu o cheltuială în familie. Mașina asta la interior are, așa cum spuneam, foarte multe dotări interesante. Probabil că dacă n-ați văzut până acum, o să vedeți și în clipurile anterioare acest volan, pentru că am testat și un Suzuki Swayze, tot de la Autonet. Mulțumesc celor de la Suzuki Autonet. Și butoanele sunt asemănătoare. Ăsta este butonul care te ajută să păstrezi asistența la păstrarea benzii, da? Să folosești asistența la păstrarea benzii. Deci îți și vibrează puțin volanul, te și corectează din mers atunci când încalci benzile. Mare atenție, nu poate fi folosit atunci când nu există benzi trasate. De asemenea, acesta este butonul care, da, din câte știu eu, activează sau te ajută să selectezi păstrarea distanței față de cel din față. Aici este butonul pentru pilot automat, da, de aici îl activezi, da,
de aici îl resetezi, ajungi la viteza setată anterior și aici dacă tu mergi cu 100 la oră, apeși pe set, se blochează la 100 la oră, de aici mai crești un pic la 100, 110 dacă ești pe autostradă, 120, 130 maxim, din punctul meu de vedere e suficient. Da? Și dacă ai călcat frâna, ulterior nu mai apeși set, dai reset și mașina accelerează înapoi la punctul la care rămăsese. Mi se par foarte interesante aceste comenzi pe care sigur le puteți vedea aici, undeva sub volan. Mi se par interesante pentru că mi-aș fi dorit să fie amplasate într-o zonă mai prietenoasă, dar iată-le, sunt aici. Avem aici modul de setare automată a farurilor, schimbarea fazei lungi și fazei scurte în mod automat. Aici cred că e parbrizul încălzit, dar nu știu exact. Ăsta este butonul pentru volan încălzit. Și e un buton prietenos iarna. Iar acesta este deschiderea automată a portbagajului din interiorul mașinii. Dacă vă e frig și aveți pe cineva care vrea să ia ceva din portbagaj, puteți să-i deschideți de aici fără niciun fel de problemă. Materialele de pe scaune mi se par destul de drăguțe. Pielea asta, cred că e piele, arată foarte bine. Scaunele au o formă foarte interesantă, destul de sportivă. Cotiera este una lată și moale, nu mă doare cotul la drum lung, este și destul de spațioasă, mi-am pus aici câteva lucruri, am fost la mănăstire și am luat niște lucruri de acolo, mi-au dat măicuțele, aici am și portofelul care nu este extraordinar de plin, deci nu vă faceți griji, toți trăim vremuri tulburi și spiritul care ne mai spălăm din când în când pe mâini atunci când suntem în trafic sau alimentăm la vreo benzinărie în fugă și n-avem timp să ne spălăm pe mâini, ne dezinfectăm. Spațiile de depozitare sunt foarte interesante. După cum spuneam, mașina asta e un partener și atunci ai nevoie în ea de un spațiu în care să-ți ții telefonul. Îmi pare rău că mașina asta nu are modul de încărcare wireless a telefonului mobil. Da? Butoanele astea sunt ca becurile de la, ca întrerupătoarele de la becul de la baia bunicii. Sunt destul de... cum să zic eu, solide așa, dar nu sunt neapărat ceva frumos. Sunt destul de rudimentare, îmi joptește cameramanul la ureche. Și schimbătorul de viteză am zis că arată bine. Îmi place că toate treptele sunt luminate. Cred că aici lipsește ceva, nu știu ce ar fi putut să fie. Un buton pe care, siguranță, cei care au Toyota Prime pot să ne spună despre ce e vorba aici. Chiar le recomand să ne scrie în comentarii. Display-ul ăsta nu are nimic deosebit. E ca la o mașină Toyota normală din anii anteriori. Ce aș mai spune despre ea? Mi-aș fi dorit un sistem audio mai performant, dar... sigur, nu te oprește nimeni să nu-ți pui un sistem aftermarket. Mi-aș fi dorit niște lumini ambientale pentru că, sigur, avem aceste cusături foarte frumoase, roșii, îmi plac, arată foarte bine și ele se prelungesc și pe uși, dar ar fi mers niște lumini ambientale pe aici, pe undeva, sau măcar în torpedo. Acolo sunt unele, sunt niște luminițe albastre, dar nu sunt extraordinare. Aici poți să depozitezi niște lucruri. Mi se pare destul de prietenos spațiul acela. Torpedoul este necapitonat, dar cred că se putea un pic mai mare, dar e ok pentru cărțile mașinii și câteva sau o pereche de mănuși, pentru că pentru asta a fost conceput inițial. Aici mai ai un compartiment unde poți să spui ceva, niște mărunțiși, cred. Eu o folosesc ca să pun numărul de la mașină, sper că nu mi l-a furat cineva. Să încerc să-l blurez. Da, oricum, dacă e să mă sune cineva, mă sune să-mi dea bani. Vreau să spun ceva despre materialele de calitate pe care le regăsesc la bord. Îmi plac. Sunt materiale moi și pe ușa aici. Astea sunt foarte fine. Pare a fi piele cu sută, dar nu știu ce e exact. Să ne spună cei care știu mai bine și să pricep la asta. Aici îmi place că are un material cauciucat care mi oferă o priză foarte bună și se întâmplă asta și în stânga și în dreapta și în spate. În partea de jos n-am mare lucru de spus. Plasticul nu este unul extraordinar, nici măcar acoperișul pentru boxe, da? Cel plasticul care acoperă boxele nu mi se pare, putea să fie altfel sau putea să aibă o ramă, dar nu contează neapărat asta. Dacă nu te interesează astfel de detalii. Ce aș mai putea să mai spun? De-am zis, scaunele confortabile. Spațiul pentru pahare mi se pare suficient, dar cred că e cumva prea jos. De exemplu, dacă am un pahar ceva mai mic decât acesta, o să am niște probleme. S-ar putea să se verse acolo. Dar și dacă se varsă, îl șterg repede, nu e complicat. Adică nu afectează niciun fel mașina. Dar cred că asta... mi-aș fi dorit un spațiu mai mare. Și mai e ceva foarte drăguț. Am aici o sticlă și am oprit-o special. Asta este o sticlă de 1 litru de băutură. Și sticla asta de 1 litru de băutură, da, încape aici, după cum puteți vedea, în buzunarul din spate.
Da? La fel se întâmplă și în cazul buzunarelor din față. Aici am scuze că mai mâncăm din când în când și prostii. Iată, și aici încape. Foarte bine, da? Deci cred că poți să bagi liniștit o sticlă de un litru. Și aici, dacă ai buzunarele astea mai adânci, la fel poți să faci. Nu te incomodează. Că știți că sunt mașini care au consola asta mai înaltă și paharele, suportele pentru pahare ceva mai înalte și ele. Și dacă pui o sticlă de un litru, te deranjează la condus, că o vezi în fața tabletei. Dar asta nu. Asta mi se pare ok. Cred că pot să o folosesc aici fără niciun fel de problemă. Și mai place ceva foarte mult la mașina asta și nu-mi plăcea înainte la Toyota RAV4, la modelul anterior și nici la Suzuki Across modelul anterior. Tableta. E una mare, are un feedback foarte interesant acum. Mă bucur că au pus-o, nu știu exact care e producătorul sau cine a produs. Are niște culori foarte bune. Acum este în modul Android, în modul CarPlay. Dar tableta asta se mișcă foarte bine. Iată ce răspunsuri rapide poate să aibă, da? Deci se mișcă foarte, 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 foarte bine. Și cred că e o evoluție. Și fără asta mașina ar fi părut rudimentară. Dar cu ajutorul acestei tablete mi se pare că are tot ce îi trebuie. Pentru cineva ca mine. Sigur, poate sunt unii mai pretențioși care își doresc neapărat funfleuri. Da, nu e cazul aici. Da, să revenim cu picioarele pe pământ, că e 2023, vine 2024, vine și 2025 și economiștii n-au niște vești extraordinare pentru noi toți. Așa că ăștia care au impresia că o să duduie economia și își fac rate la GLS-uri acum, nu știu. Aveți și voi grijă ce faceți și Dumnezeu să ne ajute pe toți să trăim mai bine. Mulțumesc că ne-ați urmărit, adică mulțumesc că m-ați urmărit. Că sunt singur în acest demers. Pot să vă spun din experiența mea că eu am încredere în această mașină. Și este printre puținele pe care le-am testat până acum, pe care chiar aș da bani.